Beauty Center și Pabra Carne sunt gazdă, 20 de minute de acum încolo, vizionare plăcută! Bucată șef de trupă, Remus al nostru, pe care nu l-am mai văzut de mult. Ce faci, Remuse? Bine. Bine, voi. Cică, bine. Ok. Dar lângă Remus, de ce n-ar fi și soțioara, pe care, Găbița, o revăd și pe ea. Ce faci, Găbița? Bine. Deci, suntem în zona Dristor. Strada Răcar, numărul? 20. 20. Amândouă poveștile, una lângă alta. Deși pe lângă ele mai există și un cabinet de avocatură, unde mai pui și una bucată magazin de ochelar sau ce e? Optica. Optica Răcari. Optica Răcari, dar tot de ochelarie. Da, doar de ochelari. Ne luăm frumos, că așa se cade, nu? La program să stăm de vorbă cu doamnele despre ce înseamnă Tabu Beauty Center. Tabu Beauty Center înseamnă tot ce ține de beauty. Hairstyling, unghii tehnice, manicure, pedicură clasică, semipermanentă, cosmetică, dar tatuaje, cosmetice, corporale. Aia am văzut că aveați și o să vedeți imagini, bineînțeles, surprinze. Ce? Ze, țâțe? Dar ce ne facem cu băieții? Poate au și ei nevoie de ceva. În plus. Nu de buze, nu de țâțe, că băieții ce-ți facă cu țâțele, dar poate au nevoie de altceva. Nu s-a gândit nimeni la chestia asta. Ba da, avem și partea de hairstyling pentru domn. Tatuaje cosmetice, nu înțeleg. Ce înseamnă, nu? Microblending, tot ce înseamnă facial, da, exact, sprâncene, contururi ploapelor al buzelor
și sunt semi-permanente. Și am înțeles că unele își fac chiar și tatuaje pe sfârcuri, adică în sensul că își conturează foarte proeminent sfârcul. Nu, nu, nu. Se numește micropigmentarea aureolei. Aureolei? Ce ți-ai și cu? Am avut cancer la sân, da, ok. Lisa... Nu vorbim despre ei, nu din cazul lor, pentru că sunt unele care n-au nici pe dracu în prazi. Ah. Noi facem lucrul ăsta. Aici vreau să ajung, că noi facem și lucrul ăsta. Colaborăm cu un medic, ne trimit acești pacienți, exact, și noi le pigmentăm aurora, da? Deci, practic, mamelonul care a fost reconstruit, noi îl pigmentăm și arată cât de cât... natural, așa cum și l-ar fi dorit. Exact, exact. Acum la partea de pap, de distracție, de loc de dezmăț și voie bună, un loc nou-nouț, cât are Remus de când l-ați deschis? Cred că are o lună. N-are cum să aibă o lună și jumătate, ea știe mai bine. Ce zile mai exact? Lună și? 12 zile. Văzut cine știe. Nu știi despre beauty center, dar nu știi despre pub-ul tău. Ați împărțit povestea, Găbița e pe salon, tu ești pe pub. Da, da, clar. Dar sunt mai uitup. Bun. Cine s-a ocupat de decorarea lui? E, aici pot să spun că cu foarte mare mândrie nu am avut muncitori angajați. Am făcut tot ce vezi acolo, făcut de mâine mele, ajutat într-adevăr de Răzvan, pictorul, de un prieten al meu foarte bun, Mircea, care e electrician. Finu? De Finu mai puțin, că Finu a fost... barul. Finu. Numele lui? Robert. Robert, așa mă. M-a ajutat pe partea barului fără discuție. Managerul localului la fel a muncit foarte mult și încă un prieten de-al nostru care momentan nu este printre noi, Laurențiu Nica. Noi suntem ăștia care am făcut tot ce vezi acolo, cap-coadă, vopsit, dărâmat, instalat, tot este făcut de mâine noastră. Și barul, și vitrina, absolut tot. Ce capacitate are locația Remus? 50 de locuri interior și 24 pe terasă. O să fac evenimente de stand-up comedy, o să fac petreceri de burlași, burlăcițe, tabu boys, tabu girls. Nu pot face cabaret pentru că e locația micuță. Da, trebuie scenă mare pentru cabaret, dar ne descurcăm. O să mai fac seri de jazz. Da, o seară o să fie cu o domnișoară care cântă la vioară, o seară saxofon și cam astea sunt vreo 4-5 care le-am în cap. Te concentrezi. Băi, nu, stai mă puțin, nu, că e ceva penibil, știi? Ai râs vreodată când ai dat rost? Sincer. Nu. Adică toți suntem pregătiți, suntem mamă, o să mamă, mamă, ce mamă, zici. Suntem așa, zâmb. Niciunul nu face așa. În schimb la astea, dacă te duci și dai prima limbă, așa mă. Bă, e toată, adică țânță. Așa că nu mai râde ca prostul, că niciodată nu o să râde. Așa, mâna apă, vrei și de ce să încurcă, știu și de-aia. Sunteți. Ok.
Așa. Nu, mă ștergi să nu crezi că vreau să-ți fac vreo ecografie sau ceva. Așa. Și, pamă, gata, hai să vedem. Pamă, pamă, hai. Și vreau să vedem, a dat în capul. Și îi rămâne poțul, băi, 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 așa. Practic se lovește la cap. Adică, Berela face cu cui la... Poate la zonă. Băi, nu mai poți să-i duci la muncă, la modul ăsta. Ridică-te că mă gândesc la altă. Lume frumoasă, atmosferă plăcută, foarte friendly. Dorina, de excepție, veniți și căutați-o pe Dorina Domnu, vis femeia, plus că Găbița cu tot ce are ea aici și ce știe să facă, unghi, gene, etc., păr, cosmetică, lucruri frumoase, vă repet, se întâmplă în bucățica asta de loc, la numărul 20, strada Răcari. Remus, Găbița, vă mulțumesc și sper să ne mai vedem. Cu siguranță vom mai vedea, că te mănânc dacă nu vii. Ai grijă. Gata, a zis-o, nu pot să mă mai dau de lături. Punem punct prezentării de aici din București. Le mulțumesc, o familie frumoasă, o poveste de familie, ați înțeles, inclusiv cabinet de avocatură, inclusiv zonă de optică, deci dacă aveți treabă cu ochișorii, veniți pe Răcar 20 și vă rezolvați cu totul. Distracție, coafiură, orice. Thank you.